Salutare, prieteni, și bine ați venit! Haideți să vă spun o poveste. Primul capitol. Volkswagen Keffer. O poveste de succes. O mașină care a pus în mișcare mulți oameni de-a lungul vremii. Capitolul 2. Volkswagen Golf. Un model atât de important încât, până și astăzi, în 2020, încă se vinde în cantități industriale. Capitolul 3. Capitolul ID-3. Un model care încearcă să îmbine părțile bune, reușitele predecesorilor amintiți mai sus. Dar este o mașină care cu adevărat va schimba ceva sau este o dezamăgire? Hai să vedem! Volkswagen nu vrea să-și sperie cumpărătorii. Da, vrem o mașină futuristă, o mașină nouă, dar vrem ca lumea să știe că e un produs Volkswagen. Așa că noaptea, dacă vezi din spate această mașină și poate nu prea te pricepi la mașini, ai putea spune că este un Golf. Din față, în schimb, LED barul separă ID3-ul de orice alt model din palmaresul germanilor. Toate aceste elemente Sigla New Age, jantele noi, culorile, toate parcă semnifică dorința celor de la Volkswagen de schimbare, nevoia de a trece peste. Mașina electrică a poporului trebuie să fie și practică. Bancheta spate este încăpătoare și podeaua acolo în spate este aproape perfect plată, astfel că oricine stă acolo va sta în confort maxim, chiar și cel care stă pe mijlocul banchetei. De asemenea, portbagajul are o capacitate de 385 de litri și e mai încăpător decât te-ai aștepta, sincer să fiu. E încăpător pentru că bateriile au fost puse în podeaua mașinii și că tot veni vorba de baterii, am aici notițele mele pentru încărcarea și descărcarea bateriilor. Eu am luat această mașină de la producător cu bateria încărcată 100%. Bateria s-a descărcat până la 64%, iar eu am mers 100 de kilometri. În mare parte în oraș, fără să iert deloc mașina. Atenție, pentru că este un pic mai frig afară, am folosit și climatizarea pentru a mă încălzi. Când pornești climatizarea, pierzi instant în jur de 20 până la 40 de kilometri de autonomie. Bateria acestei mașini este de 58 kWh. Și foarte interesant este că am făcut clasicul meu test de încărcare, deci cu 64% cât mai aveam baterie, am fost am să fost o încarc la o bornă din aceea fast charge și de la 64% s-a încărcat în jumătate de oră până la 90% ceea ce mi se pare excelent. Și mi-a arătat acolo că mașina, dacă aș fi mai lăsat-o, s-ar fi încărcat de la 64% până la 100% în 50 de minute. Deci dacă stai un pic mai mult la cumpărături cu familia sau dacă umblați prin mall un pic mai mult decât de obicei, mașina aceasta se încarcă la maxim. De asemenea, poți din bord de acolo să îi setezi o limită de încărcare. Poate vrei să o încarci până la 80% ca astfel să prelungești viața bateriilor mașini. Volkswagen ID3 ar putea fi cu siguranță melodia ta preferată, la care tot timpul dai fie play, fie pauză. Și acum că am apăsat pe frână, deși nu am apăsat pe niciun alt buton, mașina a pornit. Nu mă credeți? pun mașina în Reverse, Pun mașina în drive. Pun mașina în park. Și acum, dacă eu voi părăsi mașina cu tot cu cheia și voi închide ușa, mașina se va opri. Cam atât de ușor este să folosești ID3-ul. Și de fapt asta e senzația în tot acest habitaclu. Totul este mai ușor, mai aerisit, totul este simplificat. Spre exemplu, aici pe ușă nu există patru butoane ce controlează fiecare geam individual, există doar două butoane și un buton deasupra pe care scrie Rear. Când nu ai acel buton selectat, cele două butoane controlează geamul din stânga față și dreapta față. Când selectezi rear, controlezi geamul din stânga spate și dreapta spate. De asemenea, aici acest instrumentar din fața ta este super super simplificat. Îți arată doar viteza, îți arată bateria, îți arată dacă încarci sau descarci bateria, îți arată la ce distanță e mașina din fața ta pentru că există Adaptive Cruise Control și îți mai arată dacă ai navigația pornită, dacă urmează să faci stânga sau dreapta. Dar cam atât, nici măcar nu există un trip computer acolo în bordul din fața ta, în instrumentarul din fața ta. În schimb, pe ecranul din mijloc, acolo ai mai multe informații. Acolo vei petrece un pic mai mult timp, pentru că da, acolo vei găsi un trip computer, acolo vei găsi mai multe informații despre încărcare sau descărcare, limitarea încărcării bateriei și cu totul alte lucruri. Bun, îmi place că germanii au folosit acest spațiu ca să te facă să te simți ca acasă culori, după cum vedem, și foarte multă lumină. Pentru că aici, iată, nu au făcut acest stâlp gros, unu, pentru a nu-ți limita vizibilitatea și doi, pentru a permite luminii să intre în habitaclu. Astfel că tot timpul, mergând cu această mașină, unul la mână, ai impresia că poți să stochezi orice, oriunde, sunt multe spații de stocare și doi la mână, ai impresia că totul este aerisit. Lăsând toate aceste lucruri la o parte, nu e numai lapte și miere. Ieri mi s-a întâmplat de două sau de trei ori să mi se întâmple câte o mică greșeluțe pe aici. Sunt sigur că sunt greșeluțe rezolvabile printr-un update de software, pentru că da, în zilele noastre mașinile sunt din ce, ce mai mult telefoane și din ce mai puțin mașine, mașini, pentru că da... Aici s-a întâmplat să se blocheze complet această tabletă, nici măcar nu mai pornea camera de marșarier, nimic nu se mai întâmpla. Și aici mi s-a întâmplat la un moment dat să mi se aprindă un martor, cum că airbag-ul nu funcționează. Dar eu nu făcusem nimic altceva decât să pornesc mașina. Există astfel de mici probleme, dar sunt sigur că se vor rezolva în timp cu un update. Mm. E bine, cam asta este experiența de condus când în jurul tău este traficul de la obor. Chiar dacă este sâmbătă, este ora 4 și jumătate și în continuare lumea vine la cumpărături, deci este aici un trafic de nedescris. Haotic! În ciuda acestui lucru, ca în orice altă mașină electrică, experiența este destul de relaxantă. Pentru că da, nu pare că intră prea mult zgomot din exterior, în același timp nu pare că pătrunde nimic care să îți deranjeze bulata perfectă care, atenție, nu emite deloc noxe. Bun, eu acum mi-am pus navigația către următoarea locație și pur și simplu navighez liniștit până acolo. Ce ne pune în mișcare? Ei bine, motorul care ne pune în mișcare are o putere de 204 cai putere. Bun, deja sună bine, doar că fiind o mașină electrică avem mult cuplu și tot disponibil instant, 310 Nm cuplu, ceea ce propulsează această mașină de cei drept 1,7 tone de la 0% în aproape 7 secunde. Ceea ce nu este rău deloc. La o primă vedere, nu mai spune că mașina este atât de grea. Dar, da, bateriile sunt grele, astfel că masa aceea de 1,7 tone este justificată. Totuși, după cum vă spuneam, accelerația de la 0% în aproximativ 7 secunde, credeți-mă, este. de fapt, este exact ce ai nevoie într-un trafic ca Bucureștiul, atunci când ești primul la semafor, lângă tine este încă cineva primul la semafor și din când în când te mai provoacă. Pentru că mașina aceasta, credeți-mă, până la 50 de km, 60 de km la oră, nu sunt multe lucruri care să o întreacă. Și, după cum vă spuneam, până la 100 de km la oră, anume până la cele 7 secunde de cât are nevoie mașina să ajungă la 100 de km la oră, din nou, nu sunt foarte multe lucruri pe stradă care pot să meargă la fel de repede. Există mai multe moduri de condus. Avem aici un buton de mode, Toate butoanele din această mașină sunt capacitive, deci ori așa, ori sunt funcțiile puse pe touchscreen. Deci nu ai un buton fizic în această mașină. Singur, singurul buton fizic pe care îl apeși și simți efectiv că apeși un buton, este aici, butonul de parc pe care îl apeși și intră un pic, un milimetru înăuntru și apoi iese exact ca un buton normal. În rest, ai numai butoane capacitive. Pentru că ai astfel de butoane, uneori poate că este un pic greu să te obișnuiești să accesezi anumite funcții din mers, pentru că la un buton uh, clasic, când l-ai apăsat, știi sigur că l-ai acționat, butonul a intrat un milimetru și apoi uh, sare la loc, ca să zic așa, știi sigur că ai uh, uh, acționat funcția respectivă, dar așa, uh, când ai astfel de butoane, capacitive, vedeți, cumva trebuie să te asiguri tu uitându-te la ecran că s-a selectat funcția în cauză. Avem aici butonul de mod, după cum vă spuneam, și dacă îl apăsăm, avem modurile Eco, confort, Sport și Individual. Nu prea contează în ce mod pui mașina asta, dar mai ales dacă o pui în modul Sport, accelerația este distractivă. Volkswagen a pus pe această mașină propulsie, deci tracțiune spate, deci spate. Puntea spate este puntea ce ne uh, asigură propulsia, iar puntea față e cea care ne asigură direcția. E foarte interesant că deși este o mașină de 1,7 tone, dar există ruliu fiind o mașină grea. A fost nevoie ca amortizoarele să fie un pic mai moi deci există ruliu și cumva când e o curbă mai brutală așa, pentru că vă zic te îmbie mașina să faci astfel de lucruri când faci asta simți cumva că mașina se lasă un pic dar tot ce trebuie să faci e să treci peste acest mic sentiment ciudat pe care îl ai și să continui să accelerezi pentru că mașina te va scoate din orice situație neplăcută în care te-ai afla Deși este doar tracțiune spate, niciodată conducând această mașină, chiar și plecând mai repede de la semafor, chiar și luând o curbă un pic mai tare, niciodată nu m-am simțit în nesiguranță la modul de e o mașină cu tracțiune spate dacă fuge de sub mine. Nu. Este o mașină cu tracțiune spate, dar cuplul poate fi disponibil instant, dar Asta nu înseamnă că el nu poate fi dozat. Și asta a făcut Volkswagen cu această mașină. A dozat cuplul, a dozat puterea acestei mașini, astfel ca tu să nu fii surprins de puterea ei când pui pentru prima oară piciorul în accelerație un pic mai tare, ca acum, spre exemplu. După cum vă spuneam, nu sunt foarte multe lucruri care reușesc să întreacă această mașină. Din punct de vedere al suspensiei, după cum vă spuneam, Suspensia amortizoarele sunt un pic mai moi, suspensia este un pic mai iertătoare pentru că vei folosi în mare parte această mașină în oraș, astfel că acum, iată, suntem aici pe lângă, prin București, pe lângă un pasaj care se mai construiește, evident, peste tot sunt construcții în București și deși există multe dâmburi, multe, să zicem, lucruri neplăcute în asfalt, chiar și așa, nu simt că-mi clănțăne dinții din cauza irregularităților din asfalt. Iată, acum am luat cu partea din stânga a mașinii un capac de canal destul de mult e ieșit în afară și nu am simțit că mașina zdrângăne sau că am dă vreun sentiment că se dezintegrează. În niciun caz. O altă caracteristică impresionantă a acestei mașini este raza de bracare. Nu vă puteți imagina cât de manevrabilă este această mașină, mai ales la viteze joase, atunci când ai nevoie, să zicem, să parchezi mașina sau când iei curbe pe străzi înguste la 90 de grade. E foarte interesant că învârți o dată de volan, mai învârți încă o dată, aproape încă o dată și când deja ai trecut la a doua tură de volan cumva nu te mai aștepți pentru că poate ai condus o mașină normală până acum, o mașină cu combustie internă și cumva nu te mai aștepți să mai aibă acel încă un pic de rază de bracare, doar că mașina aceasta are acest lucru și deși direcția nu este poate cea mai rapidă din lume, cu toate că după cum vedeți zona moartă nu este foarte mare, dar direcția nu este cea mai rapidă din nou, tocmai pentru că vei conduce foarte mult în oraș și nu vrei să te surprindă neplăcut totuși atunci când ești pe străduțe, să spunem, care au unghiuri, intersecții de 90 de grade, atunci vei descoperi că mai ai acei încă 10-15% în plus la raza de bracaj care îți vor permite să iei curbele acelea la 90 de grade fără să îți faci mari griji, mai ales dacă sunt și mașini parcate pe stânga sau pe dreapta. În fața mea, acolo în spatele bordului, se află un LED ce merge din stânga până în dreapta bordului. Este un LED lung așa, care se activează atunci când, să zicem, pornești mașina sau oprești mașina, care se activează atunci când, spre exemplu, Mașina frânează în locul tău sau te atenționează că hei, ar trebui să pui frână. E un LED acolo lung care din când în când își face treaba și te anunță de anumite evenimente în care se află mașina și îmi place că e pus subtil acolo jos astfel că nu deranjează și că tot vă spuneam de manevrabilitate iată credeți-mă mai am mult din raza de bracare a acestei mașini dar chiar și așa reușește să-ți facă viața un pic mai distractivă pentru că ne gândim, a, o mașină electrică o ei, pentru că o iei ca pe o investiție, nu vrei să plătești benzină, e pur și simplu o mașină electrică și cam asta a fost, cu asta basta. Nu neapărat, poate fi și distractivă, iar Volkswagen ID3 cu siguranță se achită de acest lucru. Ca majoritatea mașinilor electrice, există două moduri de condus: D și B. Drive și Brake. Eu am condus această mașină tot timpul numai în acest mod Brake. Și e foarte interesant pentru că de obicei nu fac asta, pentru că mașinile electrice au acea uh, frânare regenerativă care uneori este prea brutală. Aici nu ai padele sau un alt mod de a controla această, să controlezi nivelul frânării regenerative, dar am condus-o foarte mult în modul acesta B, brake, deci în modul în care mașina regenerează mult curent electric pentru că e foarte interesant cum e dozată frânarea regenerativă. Acum dacă voi lua piciorul de pe accelerație, nu simt că mașina încetinește foarte brutal ci încetinește natural ca să zic așa, cumva cam cum ar face o mașină cu combustie internă care pune frână de motor. Astfel că fiind naturală această frânare regenerativă, o folosesc. Și pentru că o folosesc, îmi crește și mie rangul Și acum pentru că era cât pe ce să ies de pe banda de circulație, ați auzit că mașina m-a atenționat pentru că evident, într-o mașină atât de înalt tehnologizată, avem o grămadă de martori și de ajutoare care se asigură că tu rămâi pe carosabil. 44.000 de euro cu TVA inclus. Cam atât vrea Volkswagen pe acest ID3 cu un pomelnic de opționale. 44.000 de euro, din care mai scădem prima aceea de la stat, cât mai negociez la dealership. Să spunem că această mașină ajunge pe la 33.000 de euro cu TVA inclus. Nu este un preț rău deloc și unde mai pui că în mare parte această sumă merge către trenul de rulare excelent al acestei mașini. Este una dintre acele mașini electrice în care nu te gândești în mod constant Oleu, câtă baterie mai am, câtă autonomie mai am. Și este un lucru bun, este un, lucru bun dacă vrem să popularizăm cât mai mult ideea aceasta de mașină electrică. Cu siguranță, lipsa acestei griji a autonomiei va convinge mai mulți posibili posesori să treacă la partea întunecată a lumii auto și anume mașina electrică. Doar că Volkswagen a venit la școală cu tema parțial făcută și vrea nota 10. Pentru că da, acest trend de rulare este excelent, dar ce facem cu acele mici baguri care apar atunci când folosești mașina o perioadă mai îndelungată, după cum vă spuneam, câte un martor că airbag nu funcționează, câte o tabletă blocată pe aici pe acolo, n-ai cameră pentru marșarier și vrei să parchezi și nu poți, am pățit, ce facem cu aceste lucruri? Trebuie și ele rezolvate cât mai repede. Și atunci Volkswagen are șansa să ia nota 10 cu felicitări. Deocamdată mai are puțin de lucru. Dăm așa un șapte de încurajare. Prieteni, cam acesta a fost review-ul nostru pentru Volkswagen ID-3. Dacă aveți întrebări, vă rog, puneți-mi le în comentarii. Și dacă v-a plăcut acest clip, dați-ne un like. Dacă nu e un buton și pentru asta. Și dacă vreți să vedeți și alte clipuri, atunci abonați-vă la canalul nostru de YouTube. Rămâneți pe Blog Auto. La revedere!